Bun găsit la prima emisiune online în sistem TeleEvent, dezvoltată de platforma Brands That Value pe pagina de Facebook a agenției de PR Tudor Communication, împreună cu partenerii noștri de la nettv.ro. Sunt Daniela Palade Teodorescu, directorul editorial al Tudor Communication, iar invitata mea de astăzi este Oana Moraru, consultant educațional, fondatoarea și managerul școlilor Helicon, unul dintre cei mai buni experți în educație. De fapt, aș putea să spun un punct de referință în ceea ce înseamnă educația de calitate, de care avem cu toții atâta nevoie astăzi. Oana, îți mulțumim pentru faptul că ți-ai făcut timp să dezbatem probleme de educație care ne impactează atât de mult în zilele acestea, indiferent că suntem părinți, că suntem educatori, antreprenori, angajatori, decidenți, toți avem nevoie de valorile educației. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Îți mulțumim încă o dată pentru faptul că ți-ai făcut timp pentru noi. Știm cu toții că actuala criză coronavirus ne-a forțat de voie de nevoie să învățăm cu toții comunicarea online și să o practicăm, indiferent că suntem părinți sau că suntem angajați ori antreprenori. Cum arată învățarea online din perspectiva de educator și de antreprenor? Suntem toți în faza de testări și de frustrări în același timp. Eu am experimentat-o de 2 săptămâni. Ieri am reușit să trimit și un chestionar de feedback părinților pe un eșantion de vreo 150 de părinți care își permit totuși comunicarea online. Am văzut că pe o scară de la 1 la 5, frustrările acasă au pornit de pe la 1-2 și au ridicat săptămâna asta către limita cea bună, către 3-4, mulți către 5, au început să se organizeze un pic acasă, că acolo e cea mai mare frustrare. De partea profesorilor, cei care vor să-și facă treaba bine, au avut de luptat cu tehnologia întâi și cu variantele de platforme care să asigure comunicarea cu elevii și cu vârste diferite de elevi și cu surpriza faptului că, de fapt, de acasă muncești mai multe ore decât la școală. Sunt profesori care stau până noaptea târziu pentru că una e să dai feedback în clasă și să corectezi pe loc ce face copilul în caiet. Și alta e să primești de la fiecare copil ce a lucrat acasă și să trebuiască să te întorci în aceea zi la fiecare cu mesaj, fie audio înregistrat, fie cu corecturi directe sau în Paint pe lucrările lor. Cu profesorii cu care lucrez eu vreo 35 acum, de la grădiniță până la clasele a patra, surpriza este mare de tot că față de 6 ore sau 8 ore de muncă, uneori stai și 10 ore acasă acum ca să-ți asiguri comunicarea cu copiii. Față de școlile online în lume, sunt școli în lume care își desfășoară activitatea online, noi nu avem materia așezată, restructurată, astfel încât să fie împărțită sub forma unor tutoriale care să-l ajute pe copil autonom să-și rezolve lucrurile. Și de asta e foarte multă de concepție. Trebuie să stau acasă, să mă filmez pe mine explicând un exercițiu de pildă la matematică, să-i trimit filmulețul copilului, după care să mă asigur că a înțeles printr-o videoconferință live și după care să-i verific lucrările, să mă întorc la el cu feedback. E o muncă foarte, foarte grea și epuizantă. Dar cred că ne scoate din zona de confort și împinge educația românească către ceva resuscitare, că de mult v-am intrat forțat, așa, că am strâns cu ușa, dar asta e o chestie românească. Până nu ți-ajunge ștreangul la gât, nu mișcăm nimic cu te rog frumos, cu hai să încercăm, hai să facem. Aici am fost nevoiți, gata, realitatea ne-a adus în situația de pace. Nu mai avem pe cine să dăm vina.
Exact. Nu mai pasăm de colo-colo pisica moartă. Ce funcționează bine și ce funcționează mai puțin bine în acest tip de învățare online? Ce funcționează greu e faptul că acum în clasă, în clasa virtuală, îi avem alături de noi și pe copiii care sunt ușor distras și greu de concentrat pentru că acasă au o groază de alți stimuli. Și mai avem în clasă și pe părinți care chivițează pe lângă copiii, îi ajută să lucreze, îi ajută să conecteze, au și ei tot felul de ambiții. Și ne trezim de fapt că acum suntem doi adulți în clasă sau trei dacă sunt ambii părinți lângă copii. Există o, să zicem așa, înfruntare emoțională de mai multe tipuri de creiere. Una e ce vrea părintele, una e ce poate el să organizeze acasă. Este un pic și temerea și timiditatea și neliniștea educatorului, pentru că una e să predai în clasă, să fii tu cu copilul și să ai autoritatea asupra lui, și alta e să-l ai la distanță, lângă mami, lângă tati. Sunt foarte greu de ținut clasele online cu 25 de copii la distanță, în care fiecare mai are pe lângă el o pisică, un cățel, un frate mai mic. Deci mult, mult din ce am putea și am vrea noi să facem e deocamdată bruiat de cum ne adaptăm fiecare acasă, cum ne recâștigăm autoritatea și încrederea la distanță. Sunt foarte multe și grele emoții prin care trecem. Mai mult părinții vor să le trimiți foarte customizat totul, adică exact pentru nevoia copilului lui. Nu poți să concepi materiale video sau să faci de la distanță o lecție foarte diferențiată în funcție de nevoile fiecărui copil. Deci ce facem acum e un fel de testare a unor instrumente și cred că e cel mai important, pentru că nu știu dacă vom putea măsura la sfârșitul acestor luni câtă învățare am produs, dar ce e foarte important pentru cine face efortul de a se conecta cu copiii, că ne menținem în paradigma unei sănătăți emoționale. Până la urmă, cât învață sau nu învață copiii, e important ca ei încă să se simtă parte dintr-o comunitate, dintr-o rețea de discuție. Să se vadă, să interacționeze, să simtă că e iarăși atmosfera de clasă care începe să le lipsească. Constat și eu la e-mail, deja statul acasă îi frustrează, chiar dacă înainte, în timpul școlii, își doreau să stea mai mult acasă. Acum începe... Da, doar că acum trebuie să menținem măcar aparența unei rutine de câteva ore dimineața, care înseamnă autodisciplină, de fapt. Și de asta sfătuiesc părinții să le creeze un spațiu de lucru bine delimitat copiilor, să le creeze chiar un semnal sonor dimineața la 9 sau la 10 când se apucă de lecții, pentru că în capul celor mici, mai ales al preșcolarilor și școlarilor, de până în clasa 4, lucrurile sunt foarte amestecate. Când ești acasă, nu mai ești pe modul lucru și seriozitate, nici măcar pe social mode nu mai ești. Și atunci, ca să le delimităm bine modul ăsta de operare al minții, trebuie create contexte fizice în casă, să pară că, să zicem, între 10 și 12, ei sunt alți copii. Sunt unele școli care îi pun să-și pună tricoul de uniformă, de pildă. Sau, da, să intre un pic în atmosfera. Ceva de protocol care să-l ajute pe el să nu facă altceva în timpul transmisiunii live. Noi am avut tot felul de fenomene, de copii care mănâncă un sandwich, se duc la baie, mai pun o melodie în spate. Le e foarte greu copiilor mai mici să se autodisciplineze în condițiile astea. Dacă până la sfârșitul sezonului ăsta de amenințare și gripă reușim măcar să inducem în copii un anumit nivel de autodisciplină și lucru autonom, independent, acesta este deja câștigul. Chiar dacă pe conținuturi, pe materie, se va pierde destulă substanță. Câștigul e în partea asta de conectare emoțională și de autonomie personală. Deci disciplină, autonomie și... Da. Deja părinții în chestionarul de ieri îmi spuneau că se bucură că copiii sunt deja mai autonomi și mai responsabili.
Mulți părinți întreabă cum mai poate familia în condițiile acestea de izolare să susțină un parcurs școlar decent. Este principala lor preocupare acum. Știi că părinților le place să intervină foarte mult, cât ar trebui să-și facă griji și cât ar trebui să lase puțin cumva și la latitudinea copiilor, că trebuie să se adapteze. E un proces la care trebuie să... Eu am răspuns masei mele de părinți neliniștiți cu un mesaj care a constat în două puncte. Unul, le-am spus că în perioada asta e important să acoperim baza, fundamentul programei, baza, elementele de bază, algoritmii de matematică de bază, de calcul, scrisul, cititul, socotitul, la gimnaziu rezumatul foarte minimal al fiecărei lecții cu definiția conceptelor de bază. Și am asigurat că după ce ne întoarcem, este de datoria noastră ca profesor să facem o evaluare a situației copiilor și să vedem cum putem reintegra materia pierdută în acest interval organic în anii următori. Ne-am asigurat că, indiferent de cum reușesc ei acasă să mențină ritmul de lucru, când ne întoarcem, noi profesorii oricum o să reluăm ce s-a întâmplat online, reintegrat în materia anilor următori. Deci, dragi părinți, nu vă speriați, important este să asigurați baza, așa cum primiți tutoriale și exemple de lucru, de exerciții, de fișe de lucru, cât copilul să nu uite sau să nu rămână complet rupt de ce a însemnat școala până acum, după care sunt sigură că și la nivel național vom readapta programele școlare care nu sunt Biblii, litere de lege, ele sunt niște conținuturi destul de artificial concepute la un moment dat de cineva, care se pot remodela, reașeza. Deci avem ocazia să devenim flexibili, mai flexibili în gândirea acestor programe care au fost destul de închistate. Apropo de programe, poate că e momentul potrivit să ne gândim la introducerea în programa școlară a materii comunicare online sau ceva de genul acesta care să le imprime copiilor aceste capacități de a comunica mai ușor online, de a se conecta mai ușor online. Pentru că se pare că, într-un fel sau altul, va fi o formă complementară de studiu, din ce în ce mai prezentă. Copiii se adaptează foarte repede la tehnologia online. Mai important e ca pentru profesori informarea lor continuă să fie obligați cumva să cunoască modalitățile acestea de predare. Eu urmăresc pe grupurile de socializare, grupuri închise ale profesorilor din țară care protestează și spun că, domnule, dacă eu nu cunosc tehnologia, de ce aș putea să fiu obligată să fac asta? Eu știu că mama mea, care are peste 75 de ani, a învățat să folosească calculatorul în ultimii 2-3 ani extraordinar de bine. Deci se poate. Dacă ai un pic de voință, da, tehnologia e foarte intuitivă, e simplă, doar trebuie să fie încurajați de cineva să o folosească. De asta sunt pe YouTube, deja am văzut aseară o mulțime de profesori români care au încărcat tutoriale despre cum se poate folosi o platformă sau alta și eu am diseară o conferință gratuită online pentru mulți profesori din țară, sunt vreo 1500 înscriși. Le punem repede la dispoziție link-uri către astfel de tutoriale sau explicații despre cum ar putea minimal fi acoperite lecțiile online. Și cred că din ce în ce mai mulți ne putem apropia de tehnologie, dar da, practic, trebuie să facă parte din formarea profesorului neapărat. Poate că ar trebui să ne gândim când lucrurile se vor mai așeza, să regândim și să învățăm mai mult acest lucru și în calitate de educatori și elevii la școală și părinții să accepte că e ceva ce trebuie să intre în realitatea
cotidiană, pentru că există insule de normalitate, totul e să le facem să comunice între ele, să-și transmită bune practici. În restul Europei, copiii lucrează de mult timp online, temele sau proiecte, măcar pe Google Classroom. Deci pentru majoritatea școlilor din Europa, comunicarea asta la distanță a fost implementată de mult și a fost integrată organic în ce se întâmplă la clasă. Dar pentru profesorii care sunt încă speriați, mai mult de o jumătate de oră nu îți ia să urmărești un tutorial și să-ți poți activa tu calculatorul, măcar să intri într-o conferință online cu copiii. Asta nu înseamnă încă învățare digitală, faptul că ne conectăm la distanță. Învățarea online înseamnă să-ți fi construit niște materiale pe termen lung care pot fi urmărite de copii și lucrate în timp real, capabile să dea feedback în timp real la cele programe. Noi nu avem încă învățare digitală, dar deocamdată suntem la stadiu în care putem trimite copiilor niște explicații video sau audio, putem încărca în Google Classroom materialele lucrate acasă ca profesorul să le corecteze și să le trimită. Deci putem mima actul educațional din clasă la distanță, prin tehnologie. Nu asta e învățarea online. Învățarea online înseamnă programe de învățare special construite, ca de pildă să înțelegi matematică singur și lucrând, exersând, tu să primești în timp real de la programul de calculator informație despre cât de bine ai făcut-o. Asta înseamnă programare, înseamnă echipe în spate care reașează programele școlare sub forma unor lecții interactive online. Nu le avem, dar s-a creat o nevoie pentru acest gen de educație digitală, măcar așa să începem, măcar să fim împinși să ajungem încet încet. Da, pentru cine știe un pic digitală. De engleză. Da, pentru cine știe un pic de engleză, mai ales la copii, absolut orice lecție din programele școlare românești se găsesc pe Khan Academy, care sunt gratuite, sunt tutoriale pe YouTube urmate de exerciții. Fizică, geografie, istorie, artă, tehnologie, absolut orice vrei să găsești orice acolo. Materie. Un profesor care nu știe limba engleză, dacă urmărește o lecție de pe Khan Academy, poate să intuiască cam cum ar arăta o lecție la distanță și ce ar trebui el să facă acasă, inclusiv să se filmeze cu telefonul desenând pe o hârtie explicația unei probleme. Care crezi că ar fi planul de contingență al educației în contextul acesta atât de turbulent, de perturbator pe toate planurile? Planul de salvare? Nu cred, am văzut că nu cred că încă se știe ce va urma, pentru că biologii, medicii încă n-au făcut o estimare a cât va dura perioada asta de criză. Ce am văzut, cel mai probabil examenele de bacalaureat și capacitate vor fi împinse la sfârșitul lui august. Cred că ne confruntăm cu o criză pe termen lung, în sensul de câteva luni. Nu cred că ne mai întoarcem anul acesta școlar în clase. Dacă reușim totuși să dăm examinarea ca generațiile să intre în continuare în clasele următoare, cred că ar fi mai bine ca soluție decât înghețarea anului. Înghețarea anului ar produce multe probleme sociale și de încadrare a la clase a profesorilor. Da, asta e una din întrebările care circulă peste tot acum, pro și contra, înghețarea anului școlar. Da, nu cred că e o chestiune de dezbatere națională. Asta trebuie luată de experți și sociologi, cei care știu să măsoare câți copii ne intră în sistem, câți ar trebui să iasă ca să formăm catedre, ca să nu rămână profesori pe din afară. Nu sunt expert în asta, aici trebuie evaluat, degeaba dezbate toată lumea la nivel național ce trebuie făcut, până avem datele care... Cred totuși eu, personal, fără să am niciun fel de autoritate, că putem evalua copiii din materia deja parcursă. Și cred că undeva în lunile de sfârșit de primăvară, vară, când lucrurile se vor mai atenua,
am putea în grupuri mai mici readuce copiii la școală pentru pregătirea pentru examene sau măcar recapitularea materiei parcurse real în timp real la școală. Dar să vedem ce va fi, că deocamdată suntem pe curba cea mai proastă, pe scenariul cel mai alarmist în zilele de astăzi și este foarte greșit să iei decizii când nu avem toate datele și lumea e încă extrem de... Și realitatea se schimbă de la o oră la alta câteodată. Ne putem gândi la niște instrumente de testare online care să măsoare, să determine cât reușesc să învețe copiii la distanță? Instrumentele de testare online iară sunt niște instrumente specializate care presupun ceva programatori în spate. Dacă vrem totuși să folosim testare, nu e neapărat online, e testare la distanță, putem concepe în continuare de acasă ca profesor teste. Ministerul Educației poate concepe teste minimale pentru toate nivelurile de clasă. Putem da în continuare testările de clasa a doua, a patra și a șasea de la distanță. Dar cu încărcarea și fotografierea testelor executate acasă, sigur nu va fi realist, nu vor fi realiste, pentru că părinții de obicei se bagă în treaba asta, dar putem mima în continuare formele de testare, de evaluare, ca să învățăm din mers ce se întâmplă, de fapt, pentru că, uite, și noi de 2-3 săptămâni de când încercăm să ne contactăm cu copiii și părinții, în fiecare zi reajustăm instrumentele online. Evaluarea e o chestiune extrem de complicată de făcut, dar putem trimite instrumente și testa pe grupuri de copii ce se întâmplă. Corect. Deci învățăm zi de zi, e o învățare ongoing. Care sunt alianțele care ar trebui să funcționeze în educație acum? Pentru că știm cu toții că atunci când a fost vorba de educație, au fost tot felul de grupuri, de interese. Acum, cred că nu mai e timpul pentru așa ceva. Trebuie să ne unim cu toții și să vedem ce e de făcut. În perioada asta alarmistă, părerismul e cel mai periculos, de asta mă și abțin să dau verdicte. Cred că o mână de experți, chiar din Ministerul Educației, ar trebui să-și asume niște decizii, mai mult sau mai puțin democratic, fără prea multă dezbatere în perioada asta, deci nu prea văd alianțe și dezbateri. E interesant de ascultat ce se întâmplă cu profesorii și în relația lor cu copiii și cu părinții și de estimat dacă se produce vreun fel de învățare în momentul acesta. Ce se produce cu adevărat pentru copii, pentru nișa de copii binecuvântați așa de acasă cu familii care își permit, a crescut foarte mult sistemul meditațiilor online. Deci există o categorie de copii care se pregătesc în continuare bine, conform programei, cu profesori experți care fac tutoring 1-1 de la distanță. Deci acea nișă de 20% din copiii României care mergeau oricum bine și intrau la facultăți se păstrează în perioada asta cu și fără mersul la școală. De ei au grijă familiile și responsabilitatea cumva a destinelor lor, așa, a părinților, să învețe în continuare. Deci aici sunt sigură că nu avem ce testa, sunt sigură că măcar 15-20% din copii se pregătesc în continuare pe același sistem prin care se pregăteau și când funcționa școala. Ce aduce bun toată această criză, pe lângă toate dificultățile, toate încercările, provocările? Cum se vede partea bună? Care e partea plină a paharului în toată perioada asta? Partea plină e că toată lumea bulversată. Ne scoate pe toți profesorii din zona de confort. Nu mai poți face la distanță lecții formale, dacă vrei să le faci ca lumea. Criza asta te pune și sub lumina reflectoarelor ca profesor. Deodată toți părinții te văd cine ești, ce faci, cât poți. Și cred că dacă până acum profesorii au fost judecați și evaluați, acum e și mai transparentă treaba asta. Îi pune pe copii în situația de a
lucra și mai autonom, pentru că trebuie să asculți îndrumări de la distanță și să încerci să le urmezi, deci îi maturizează. Și așa în plan filozofic, emoțional, spiritual vorbind, reașezarea asta a clanurilor de familie în spațiul restrâns al casei ne pune pe toți față în față cu toate lucrurile pe care le-am evitat până acum în comunicarea unul cu celălalt. De asta vedem o groază de glume drăguțe, dar triste în același timp, cu părinți care nu mai pot cu copiilor în casă. Noi am fost până acum o societate pe repede înainte, un pic disociați. Noi ne trimitem copiii într-o parte, părinții în alta, producem, ne întâlnim seara acasă. Acum, după ce să depășim frustrarea asta că trebuie să conviețuim mai mult timp împreună, s-ar putea să începem să vedem lucruri unul despre celălalt pe care până acum le-am evitat, nu le-am confruntat. Corect. Pentru că ne apropiem de finalul discuției noastre, o ultimă întrebare. Se poate vorbi acum de o solidaritate în educație? Să lăsăm deoparte toate orgoliile, toate frustrările, toate diferendele și să punem umărul și să urnim ceva în educație. Pentru că vedem că de la lipsa educației toate relele au explodat acum și toate derapajele le vedem cu toții. E clar că e mult mai emoțională și mai omenească acum, din partea multor profesori, nevoia de conectare la copiilor, dar nu știu dacă putem vorbi de solidaritate, pentru că noi social avem o prăpastie foarte mare între copiii care își permit comunicarea online și copiii care dintotdeauna din zonele rurale afectate economic n-au cum în momentul ăsta să beneficieze de solidaritatea noastră, căci asta va crește discrepanța va crește discrepanța între rural și urban? Ea exista, va adânci? Nu. 3 sau 4 luni pierdute de școală, dacă doar astea sunt, nu cred că vor adânci discrepanțele de ordin intelectual academic. De ce, din păcate? Statisticile au arătat că până acum și în școala funcțională, copiii din zona rurală erau foarte lăsați în urmă. Beneficiau de profesori slab pregătiți sau deloc de profesori calificați. Nu cred că va fi extrem de mare diferență în 3 luni pierdute de școală, de acumulare, de informații și de formare. Nu cred că singurul lucru nedrept pentru ei e că rămân deconectați, rămân nelegați de clasă, deși sunt sigură că în mediile rurale oamenii încă se întâlnesc sau se văd. Dar nu cred că acum, dacă oprim școala 3 luni, cineva, vreun copil, rămâne fundamental în urmă sau pierde fundamental ceva. E bine să-i liniștim și pe părinții celor mai ambițioși și pe părinții copiilor care încă n-au acces la comunicarea asta online, că în evoluția unui copil 3-4 luni de pierdere pe o situație în care toată lumea stă pe loc într-o formă sau alta, nu înseamnă un capăt de țară. Solidaritatea, deci nu e un dezastru. Nu. Solidaritatea trebuie să ne arătăm după ce ne întoarcem în sistem, apropo de cum îi ajutăm pe toți să-și reintegreze niște deprinderi pierdute sau niște concepte. Dar iarăși, nu cu nicio frică, cu nicio urgență, cu nicio teamă că ce n-a fost acoperit la timp nu se poate reintegra pe urmă organic în creșterea lor. Mm-hmm. Deci, cumva mesajul este pozitiv, nu este niciun fel de dezastru această încetinire și putem merge mai departe în a ne obișnui cu acest nou mod de viață, da, cu acest nou mod de învățare. Avem și o ultimă întrebare din partea celor care ne urmăresc. Dacă e greu să fii educator în perioada asta digitală, ce e cel mai greu acum? Cel mai greu e că trebuie
să-ți reorganizezi felul în care predai. Dacă m-am obișnuit cu un stil până acum, trebuie să-mi reconstruiesc fundamental felul în care transmit informație și încerc să formez deprinderi și valori copiilor, în sensul că trebuie să-mi segmentez cu totul altfel conținuturile, astfel încât fiecare unitate de învățare să aibă partea demonstrativă, explicativă, transmisibilă la distanță, după care să am partea de conectare cu copilul, să-mi dau seama ce a înțeles, după care să am partea de lucru autonom al lui, după care corectura individuală și retrimiterea unui tip de exercițiu sau de sarcină academică pe nivelul copilului. Asta îmi ia mult mai mult timp acasă decât îmi lua în clasă, când puteam să ajustez asta în 5 minute, acasă pot să ajustez asta în 2 ore pentru clasa mea. Deci provocarea este de foarte mare uzură în timp și în conceperea, reconceperea lecției din partea profesorului. Bine, cine s-a conectat online ca noi astăzi și a încercat să țină ora la distanță, e și asta o încercare, dar nu asta va produce învățare cu copiii, ci cât conceptul acasă, ora fragmentată în pași de lucru. Mesajul este clar. Învățarea asta online nu e tot una cu educație digitală, să nu ne îmbătăm cu apă rece, că mai avem mult de parcurs. Cine e curios, există școli online, le găsiți pe Google, pe YouTube, care fac asta cu copii de toate vârstele de ani de zile. Există învățare numai online, interesant să căutați. Să intrați acolo pe orarele lor, pe cum sunt organizate zilele săptămânii, materiile, de câte ori sunt conectările video și cât înseamnă am 3/4 muncă autonomă acasă, cum se predau temele, cum se evaluează. Avem modele, sunt în limba engleză sau alte limbi, dar există școli care funcționează de ani de zile doar așa. Avem modele, nu le inventăm noi roata. Dar deci învățăm. Ne întoarcem la învățăm și iar învățăm, da? Inclusiv învățarea continuă pentru cadrele didactice. Asta e mesajul cu care aș vrea să ne despărțim aici. Mulțumim încă o dată Oana Moraru pentru recomandările și pentru liniștirea de care aveam cu toții nevoie în toată această isterie colectivă. Oana Moraru, consultant educațional, fondator și manager al școlii Helicon. Sper să ne auzim cu vești bune, iar pe cei care ne-au urmărit la prima emisiune online în sistem Teleevent, lansat de platforma Brands That Value pe pagina Tudor Communication, invităm și joi, la aceeași oră, la ora a doua, să stăm de vorbă cu profesioniști de valoare. Mulțumim, la revedere și foarte pe curând! La revedere!